Salutare, numai bine. Iar îmi vin idei, iar vreau să fac ceva. O să fac din cărnița asta, din frigider, ce am găsit-o, am pus-o la dezghețat. Aproape dezghețată. O să fac un fel de chili con carne, am aici în ea și un pic de ardei, uite ce mi-au rămas. Niște usturoi, niște ulei de măsline și cremă, ceva. Și am zdrobit usturoiul, l-am tăiat așa în două să intre. Mă interesează să dea savoare. Ăsta am tăiat, că nu știu ce am mâncat din el acolo. Și îl tai așa frumos, să fie picant. Și bun, punem aici ulei de măsline. Așa. Bun, punem pe foc. Dar nu pe foc mare, da? Ca să nu se prăjească usturoiul, nu trebuie să se prăjească. O scoatem afară. Și o să ne apucăm de carne. Uite care-i treaba. Așa. Deja miroase foarte bine. Și aici am ia niște carne care am tăiat-o pe mașinii. Usturoiul l-am scos afară, să nu se ardă. Ardeiul l-am lăsat aici înăuntru și am o pune în carne. Și am dat mai încet și ce fac acum? Nu mă întorc așa. La foc încet să se pătrundă bine. Și când e gata, punem sare. Și piper, poate, dacă vreau. Ca să fiu sigur, o să-i pun și un capac. Și las așa vreo 15 minute. Și vedeți cum lasă zamă. Nu pun sarea. Eu cred că e momentul oportun. Și amestec un pic. Amestec un pic, ia ce fain arată. Și mai pun o dată capacul. Și o mai las un pic. Și dacă tot am aici un pic de bulion, hai să pun și un pic de bulion. Ai că am stricat bulionul ăsta. Nu mai pun de asta. Ia unul de aici. Care nu-i stricat. Așa. Și pun un pic de bulion aici. Dar nu cred că-i face rău. Mie îmi plac roșiile. Și-o dau drumul tare la foc, chiar. Și l-am adus la fierbere și amu. Ce o să fac? Mă, nu e că trebuie să mai sta o țără și gata. Amu, o las așa descoperit. Să fac un fel de sus, un pic, să moi cu pita acolo. Na, să pun și o foaie de date. Asta ci că trebuie ars un pic. Se dea un gust așa mai... Cică. Dar nu arsă de tot. Cum am făcut eu. De acolo se dea gust. Pun și două de busuioc, că ăsta mere cu roșiile. Nu ia face rău. Să dai gusturi mai multe, așa mai. Să fie un fel de ghiveci aici. Bun. Amu, nu m-am de făcut decât să mă uit să văd sosul, cât e de consistent. Când îmi convine sosul, e gata. Asta e o metodă foarte bună. Dacă nu s-o prăji bine, amu, sigur s-o fiert bine. Deci, n-are ce să fie rău. Gust i-am dat cu toate gusturile, am să vedem ce gust are. No, și am gătat un pic cam mult ulei, dar no, o mai lăsat. N-are nimic. Încă o mâncare originală.
Underground Cooking, care în seara asta am inventat-o. Să vedem ce gustare. De-aia am vrut să-i fac sos ca să pot să bag pita, uite așa e nii. Să gust sosul prima dată, să văd ce gustare. Mă, sosul e bun. E foarte, foarte aromat. Să vedem dacă merge cu carnea asta. Pic cam sărat. Un pic cam sărat. Da. Ați văzut de la o idee mică, normal am vrut să fac un fel de chili con carne. Eu n-am făcut niciodată chili con carne, dar tot am auzit. Am ce așa mai rău, hai că fac. Mai nu mi-a ieșit cea mai bună treabă, dar vă spun că e mâncabilă. Și acum să-i dăm un nume la această carne. Care e puțin picantă, nu foarte tare, doar puțin. Cred că o să-mi iau ardeiul și o să-l mai mănânc ardei, să văd diferență dacă are. Da. Trebuia să pun mai mult ardei iute. Și atunci așa super. Adică super. Cât e cât. Mai bun un pic. Am nu știu cum să scot sarea din ea. Nu o pot scoate, e clar. Asta este. O să o scriu. Carne sărată. Carne iute sărată. Asta e rețeta. Sănătate, numai bine.